Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat în vacanță la începutul anului 2024. Destinația exotică aleasă de prezentatoarea TV și cunoscutul artist. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au parte de una dintre cele mai frumoase, dar și stabile relații din showbizul românesc cei doi nu doar că împart împreună an de relație, ci și împart viața alături de cele două fetițe pe care le au și care le fac viața mai frumoasă. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat în vacanță. După un an plin de muncă, Tavi Clonda a decis să-și surprindă soția și să-i facă acesteia un cadou mult visat. Ei bine, acesta și-a luat soția și a mers cu ea, de curând, într-un magazin cu articole pentru călătorit. Mi-a zis că mă duce la film pe romantism, dar de fapt mi-a făcut bagajele. Haide să mergem să luăm un geamantan. Putem să luăm roz sau roșu sau gri sau alte culori, nu negru, a spus Gabriela Cristia, pe pagina de de Instagram. Destinația exotică aleasă de prezentatoarea TV și cunoscutul artist. Gabriela Cristia și Tavi Clonda sunt foarte activi pe internet și își țin fanii la curent cu fiecare activitate pe care o desfășoară în viața personală. Și așa au făcut și de această dată. Motiv pentru care, direct din aeroport, cei doi îndrăgostiți, alături de cele două fetițe, au dezvăluit destinația de vacanță în care vor merge. Ei bine, cei patru au dat fricul din România pe căldura din Maldive. Plecăm în vacanță. Opt ore zburăm. Stăm câteva zile în Maldive. Ne-am luat și noi o vacanță, sperăm să fie frumos. Nu a mai fost, a spus Tavi Clonda, pe pagina sa de Instagram.